Vă urăm pe Iisus, dragi eudeni. Vă rog să-mi permite să invit și pe oaspeții noștri alături de mine. Este vorba de domnul președinte al Consiliului Județean, Gabriel Zetea, și nu oaspeți, că ceilalți doi sunt de-ai casei, de-ai noștri eudeni, domnul prefect Vasile Moldovan și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Ioan Dâncuș. Aș dori, în primul rând, să vă urez celor care ați venit din străinătate și celor care ați venit din țară să petreceți câteva clipe și zile frumoase alături de familiile dumneavoastră și de prietenii dumneavoastră, un bine ați venit acasă la Eud. Și când văd atâta lume, să știți că nu regret faptul că în urmă cu 15 ani am modificat ziua întâlnirii cu fiii satului din data de 20 iulie, care era o zi tradițională și se sărbătorea cam de vreo 30 de ani întâlnirea cu fiii satului, am mutat-o în luna august, în prima sâmbătă și duminică după Sfânta Maria, anume ca cei plecați în străinătate să poată fi prezenți la această întâlnire. Practic, comuna în rest este un pic mai goală și nu este atât de vie ca și când sunteți dumneavoastră acasă. Vreau să vă urez să aveți parte de zile frumoase în scurtul concediu cât va mai rămas până la sfârșitul lunii, alături de familii, de cei dragi, și să aveți parte și de împliniri în tot restul anului profesionale și familiale în viața pe care o aveți. Vă mulțumesc! În continuare dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean și am invitat și pentru că ei sunt parteneri ai organizării acestei întâlniri de anul acesta cu fiii satului, au fost și anul trecut, au fost și acum 2 ani, dar acum un pic mai substanțial și din punct de vedere financiar. Deci suntem parteneri ai acestei manifestări. Lăudăm pe Iisus, domnule prefect, domnule primar, dragi eudeni, vouă și invitaților dumneavoastră. Am început acum 3 ani de zile, după alegerile locale din 2016, un parteneriat între Consiliul Județean Maramureș și cele mai multe dintre autoritățile locale, între primăriile din județul Maramureș. Și am încercat cât putem noi mai bine să promovăm județul Maramureș ca destinație turistică, în primul rând, de la târgurile naționale, la târgurile internaționale, iar apoi să organizăm împreună cu fiecare primărie sărbătorile locale, cele tradiționale, autentice, maramureșene, care promovează tradițiile noastre moștenite de la moși strămoși. Și cred că am făcut bine, că nu cred că a mai rămas vreo sărbătoare în județul Maramureș cu adevărat autentică și tradițională care să nu fie sprijinită de către Consiliul Județean substanțial și din punct de vedere financiar și din punct de vedere logistic. Și cred că trebuie să facem în continuare aceste eforturi, pentru că aceste sărbători le aduc împreună. Aceste sărbători scot cu adevărat cei mai frumos în sufletul maramureșanului. Și fac pe invitații noștri să vrea să revină, și fac în acest an sau în anul trecut pensiunile Maramureșului să fie pline de turiști și să vrea să revină pe aceștia în Maramureș. Și eforturile pe care le-am făcut, acestea substanțiale, cred că merită făcute în continuare. Chiar dacă există, din păcate, și am tot văzut în ultima perioadă pe rețelele astea de socializare pe care stăm cu toții pe telefoanele mobile în ultimii ani de zile, am văzut niște oameni importanți din administrația județului Maramureș, chiar deputați, oameni importanți în Parlamentul României, da, maramureșeni, da, din Baia Mare, nu din Maramureșul Voivodal, care critică organizarea acestor manifestări, care spun că nu-i bine să ne păstrăm noi tradițiile, să îmbrăcăm ieia populară, să știm în continuare cântecul, jocul popular maramureșan. Dar eu cred că nu-i bine să ne ascultăm. Noi cred că e bine să ne facem în continuare treaba. Eu cred că e important noi să ne simțim bine în continuare. Și aia din Baia Mare, care oricum n-au tradiții, că eu încă n-am văzut unul mergând pe Bulevardul București sau pe Bulevardul Decebal în Baia Mare îmbrăcat în ținut popular tradițional maramureșan. Ei să rămână acolo, parlamentarii ăia, și noi să susținem în continuare
toate sărbătorile tradiționale ale Maramureșului, pentru că astea sunt cu adevărat cele care ne țin uniți. Și pentru noi, cei care locuim aici zi de zi în județul Maramureș, dar și pentru cei care au plecat. Pentru că acum 10-15 ani au fost mulți maramureșeni care au plecat la muncă în afara granițelor țării. Pentru a-și câștiga o pâine mai bună pentru fiecare dintre familiile lor. Și eu cred că în ultimii ani condițiile de viață și în Maramureș și în România s-au îmbunătățit astfel încât să le creăm condiții pentru a veni înapoi. Am fost zile trecute la Borșa, alături de ambasadorul Italiei în România. Și am vizitat împreună cu domnul ambasador, alături de domnul primar, am vizitat câteva afaceri locale făcute de borșeni plecați în ultimii 10-15 ani prin Italia, care au învățat meșteșugul acolo, au venit acasă și și-au făcut afacerile aici. Și a întrebat domnul ambasador, dar oameni buni, nu a fost bine în Italia, nu au fost salariile bune, nu ați avut condiții de viață foarte bune la noi în Italia, n-ați avut școli bune pentru copiii voștri, n-ați câștigat suficient de mulți bani acolo, de ce ați venit înapoi? Și cu toții, fără excepție, au răspuns, pentru că aici e acasă, pentru că aici e familia, pentru că odată ce am câștigat suficient bani acolo în Italia, vrem să venim să ajutăm și noi să ridicăm împreună Maramureșul acolo unde e locul. Și cred că peste tot lucrul ăsta se va întâmpla. Atâta vreme cât există în fruntea fiecărei comunități locale, oameni harnici, oameni care se țin de cuvânt, primari gospodari, primarul să fie primul gospodar a comunei și mă bucur că acum 3 ani de zile am avut aceste înțelegeri cu cei mai mulți dintre primari. Să terminăm proiectele într-un mandat. Din 2016 până în 2020, le începem în 2016 și le terminăm în 2020, pentru că așa, cu adevărat, clasa politică, administrația din județul Maramureș va recâștiga încrederea care s-a pierdut în ultimii foarte mulți ani de către oameni. Și în final, dați-mi voie să vă mai spun un singur lucru care știu că e important. Că nu există dată să ajung în Maramureșul Voievodal cineva să nu mă întrebe, a zis primarului să facă proiectul într-un mandat în 4 ani de zile, dar tu cu drumul județean pe Valea Izei, ce faci? Și atunci vreau să vă spun că în 2016, după ce 24 de ani drumul ăsta n-a fost niciodată făcut, e un drum construit în anii 60-70, fără niciun fel de fundație, n-a existat niciodată finanțare pentru reabilitarea drumului județean pe Valea Izei. În 2016 am făcut studiul de fezabilitate, în 2017 l-am depus la finanțare și am semnat contract de finanțare pentru o sumă mică, 30 de milioane de euro. În 2018 am demarat licitația, anul acesta am finalizat licitația, iar în această primăvară, vară, la Bârsana, că n-am vrut să facem ceremonia asta la Palatul Administrativ din Baia Mare, am vrut să facem aici, în Maramureș și Voivodal, lângă drum, la Bârsana, alături de domnul primar din Eu, alături de primarii pe Valea Izei, am semnat contractul de proiectare și execuție. Asta înseamnă că în această toamnă utilajele vor fi la muncă pe drumul județean pe Valea Izei cu termen de finalizare 2020. E un lucru important, acest lucru trebuie să știm, pentru că probabil, începând din această toamnă, nu o să ne mai cerem scuze că n-am făcut drumul județean, ci o să ne cerem scuze pentru disconfortul din trafic, pe care maramureșenii răbdători știu că o să aibă răbdarea necesară până când o să finalizeze într-un an, un an jumate maxim. Este o realizare a noastră a tuturor, de care trebuie să ne bucurăm, așa cum trebuie să ne bucurăm de fiecare sărbătoare locală. Pentru că nu se întâmplă de multe ori ca oameni faini, mândri, maramureșeni să se întâlnească, să poată să se distreze o zi, două, așa cum se întâmplă la Iul. Distracție frumoasă și mulțumesc mult, domnule primar! Domnule prefect, mi s-a alăturat și domnul primar de la Sighet, era în public undeva, l-am văzut un pic mai târziu și l-am invitat alături de noi. Lăudăm pe Iisus! Revin cu mare drag la Eu, de ori de câte ori am ocazia și astăzi, în această zi specială, cu atât mai mult. Aceste întâlniri cu fiii satului reprezintă o mare oportunitate de a ne aminti de anii copilăriei, de a ne revedea colegii de școală, de a ne revedea prietenii, de a ne revedea familia, de a ne revedea părinții. Așa este. Viața ne poartă peste tot în lume, însă important e să nu uităm obârșia. Sunt evenimente
de acest gen în tot Maramureșul, pe toate satele, toate comunele. Cei de la Consiliul Județean au înțeles mesajul și iată vin în sprijinul autorităților locale, finanțează astfel de evenimente și pentru asta îi felicit. De asemenea, și biserica are un rol important în aceste activități. Așa cum știți, Biserica Ortodoxă a declarat acest anul 2019 anul omagial al satului Maramureșan. Se fac eforturi mari, zic eu, eforturi firești din partea tuturor autorităților din România să rămânem uniți, să ne amintim de obârșii, să ne păstrăm porturile, tradiția, iar noi aici în Maramureș avem ce să arătăm. Vă doresc numai bine, sănătate tuturor iudenilor de acasă și de peste tot în lume. Mulțumim, domnule prefect. Domnul primar de la Sighet, adresați două. Bună ziua, dragi oameni! Mă bucur să fiu între voi și aș vrea să vă transmit salutul celor peste 35.000 de sigheteni care sunt mândri de ceea ce se întâmplă în satele și comunele din Maramureș. E bine că se întâmplă așa, să știți că această întâlnire care are loc în mai multe localități în ziua de astăzi este unică. Se întâmplă doar la noi în județ. Din nefericire, ceilalți au uitat de port, ceilalți au uitat de tradiții, ceilalți au uitat de ținutele populare și nu le mai folosesc. Eu vă felicit pentru ceea ce faceți, sunteți atât de mândri și frumoși încât e păcat să nu vă îmbrăcați așa, încât să vă vadă toată lumea. Felicitări! Felicit pe domnul primar pentru că ține vie această flacără. Îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean pentru că datorită modului de implicare a Consiliului Județean în aceste evenimente reușim să le facem și sigur și Sighetului vine rândul undeva spre penultimele zile din anul acesta la Festivalul de Tradiții și vă asigur că vă iubim cu toții și vă felicităm pentru ce faceți. Și nu e mare lucru pentru că în această comună probabil emblematică pentru satul Maramureșan, întotdeauna au fost mulți copii care au ajuns acum adulți și păstrează în continuare tradițiile. Vă mulțumesc tare, tare mult și să fiți sănătoși și să vă simțiți bine în ziua de astăzi. Domnule vicepreședinte, bine v-am găsit, dragii mei. Este o reală emoție pentru mine să mă întorc de fiecare dată aici în Iehud și să încerc să vă vorbesc ceva. Se știe foarte bine că nimeni nu este profet în satul lui. Dar o să încerc să mă străduiesc, să vă transmit un mesaj de suflet, mai ales că îi am aici alături de mine pe șefii mei, dacă vreți, pe oamenii, pe prietenii mei, oamenii în care am încredere și oamenii cu care încercăm să construim ceva pentru Maramureș. Domnul președinte Zetea, domnul prefect, domnul primar v-au povestit despre proiectele noastre, despre ceea ce vrem, sau mai bine spus, facem. Nu vrem să facem, noi facem. Și este foarte important ca dumneavoastră să credeți că ceea ce se spune, se și întâmplă. Și pentru că am vorbit de dragoste, de credință, vreau să înmânez aici în fața dumneavoastră, împreună cu președintele Consiliului Județean, un simbol pentru noi, pentru Maramureș. Domnule președinte, Gabi, prietenul meu, nu mi-este rușine cu nimeni, prietenii mei sunt prieteni adevărați, care nu întorc spatele. Vreau să oferim pentru dumneavoastră, pentru comunitatea din Iehud, un simbol al nostru. Este logo-ul județului Maramureș, în care sunt reprezentate foarte bine biserica și poarta maramureșană. Asta înseamnă credința și înseamnă tradiția. Tot ceea ce face și primarul David, tot ceea ce face și Zetea, și Moldovan, și domnul Scubli, să știți că facem, și Dâncuș, să știți că facem cu dragoste, cu credință și din respect pentru tradiție. Vă doresc distracție plăcută în continuare și să arătăm tuturor că suntem iudeni cu toții, nu numai iudeni de ocazie. Vă mulțumesc! Vreau să vă mai spun ceva, n-am venit cu mâna goală.
Astăzi încerc să nu fiu vicepreședinte de Consiliul Județean, vreau să fiu iudean, vreau să fiu un om care vin din mediul artistic și am venit cu un prieten foarte drag aici. Pentru dumneavoastră, pentru toți, și mai buni și mai răi. Vreau să-l invit alături de mine pe un român adevărat, un om care ne face cinste ori pe unde merge și care își iubește țara și neamul mai mult decât pozează unii că o fac. Relu Tămaș, prietenul meu de mulți, mulți ani, vreau să-l invit alături de iudeni și să vă cânte, cred că va cânta inclusiv Țara mea și mândra mea. Bine ai venit, Relu, la Iud. Știi ce ai de făcut mai bine decât noi. Mulțumesc, fain! Și una nouă scosă din la frigider. Munița din deal, cea din deal. La cârmulița din deal, cea din deal. Că doi voinici din Ardeal, că doi voinici din Ardeal, mă. De la eu, hai eu, băncele, că doar suntem la distracție. Patacă și marului, amarului. Și patacă și marului, amarului. Frumoasă-i și a dracului, frumoasă-i și a dracului, mă. Pe mine mai blestemat, mă.
ars în străinătate, fără soră, fără frate. Buculete, când m-am dus, măi, am trăit numai cu plâns, măi. Și de când m-am străinat, am trăit cu mult oftat în lume. Și vă zicem să trăiți, și vă zicem să trăiți, pentru mulți ani fericiți, pentru mulți ani fericiți. Și vă zicem să trăiți, pentru mulți ani fericiți. Și vă zicem să trăiți, pentru mulți ani fericiți. La mulți ani. Acum să trecem la delea mai liniștit, o țără, când era mai mic, legat de viață trecătoare. Știu că e un cânt de care e iubit în Maramureș și asta cu groapa îl cânt de obicei cu gândul la viață. Mă știu că oricât am cântat noi, ultimul domn părinte Horea știe. Te pune în ocol, te laudă, a fost om bun, câteva pare de horincă, sarmalele și la garsoniere cu tine. Dați-mi voie, când eram mai mic, să-l cânt pentru cei care iubiți Iehudu și nu vă doresc altceva decât să rămâneți aceiași oameni creștini, uniți, oroșeni, să știți că sunt niște oameni care știu ce au de făcut în viață, de-aia poate o duc mai bine ca alții. Am iubit mânătruță dragă și mai părăsit.